V-ați imaginat următorii 5 ani dacă veți merge în același ritm ca și până acum? Eu mi-am pus întrebarea asta în 2013, mi-am pus-o mai bine așa, că eram un râmbicul sărat, de fapt, acolo se așa. Zic că lucrurile merg pe o direcție în care nu prea îmi doresc. Se născuse și al doilea la copil, de data asta un băiat. Petrecerile astea care le țineam lungi, mă duseseră cumva la 110 kg, ceea ce mă făcea să mă duc foarte greu la șirete. Mi-am pus întrebarea care am pus-o și vouă mai devreme. Dacă îmi doresc ca peste 5 ani să fiu în aceeași zonă.